Așa cum ați văzut, am terminat bugetul, deja intrăm în linie dreaptă și în anul 2023 și ne-am gândit ca să vă prezentăm ce facem noi anul acesta, ce ne dorim să facem, mai ales că cei de la PNL au început să arate cu degetul fel de fel de lucruri care sunt neadevărate. De altfel, este o politică de asta așa subversivă, pentru că pe față nu vin cu nimic constructiv, vin numai cu nu, nu, nu faceți, nu faceți, nu faceți, nu au venit cu nimic constructiv în acești ani și atunci trebuie să punem lucrurile la punct și să spunem ce se întâmplă. Ultima dată citeam pe Facebook că domnul Alin Drăgulin deja ies în spațiu public cu niște aberații și trebuia să le clarificăm, pentru că nu poți să spui că municipiul Oltenița are un buget mai mare decât municipiul Călăraș. Cineva care se vrea lider să spună că un municipiu ca Oltenița poate avea un buget mai mare decât municipiul Călăraș, mai ales că nu are nici industria pe care o are Călărașul, nu are resurse. Dar dacă vă uitați cu atenție în bugetul care l-a prezentat cei de la Oltenița, și nu este treaba mea, ați văzut destul de clar că au prins în buget și fondurile europene care le au. Deocamdată e o promisiune, pentru că și noi avem pe PNRR, avem un număr de 18 proiecte în valoare de 193.729.313. Dacă puneam acest lucru în buget, deja ajungeam cu un buget care depășește bugetul actual de 3-4 ori și atunci nu mai spunem că avem 430 de milioane finanțare pe PNI, nu mai vorbim că avem pe AFM și atunci nu putem să facem un buget din ăsta estimativ în care deocamdată creiem premizele consumării și folosirii acestor finanțări pentru a face bine în Călăraș. Așa cum ați văzut, bugetul este unul real, pentru că așa cum am început din 2020 până în prezent, vom merge pe infrastructură rutieră, vom merge pe locuri de joacă, vom merge acolo unde trebuie să schimbăm anumite canalizări, facem anumite canalizări. Ce să vă spun? Avem nevoi multiple. Și promisiunile, trebuie să închidem bazarul și o să-l închidem acum de curând, cred că la sfârșitul lunii sau cel mult 15 martie facem acest lucru. Lucrăm la Piața Unirii, pentru că tot se întâmplă piața centrală, să spunem așa. Dar acolo tot s-au întâmplat tot felul de probleme din punct de vedere al, să spunem, juridic, pentru că și procedural. Da, și restul ne ocupăm. Ținta noastră, așa cum v-am spus, este de a acoperi și aduce proiectele toate până la 31 decembrie 2023 să le facem, proiectele europene pe POR. Da, după aceea avem acum și lucrăm intens și am tot stafful care este de la dezvoltare cu administratorul public, care lucrăm pe PNRR, pentru că trebuie să dăm drumul la documentație și să folosim banii. Da, la AFM o să semnăm și la AFM toate proiectele care le-am câștigat deja, dar urmează să lucreze. Merg mai greu așa ca să ne cheme la semnarea de contracte, dar cu siguranță se va întâmpla acest lucru în curând. Deci avem lucruri multe de făcut în Călăraș și proiecte destul de mari, pentru că ne dorim să terminăm aceste proiecte în 2023, pe cele care suntem obligați să le terminăm. Mai avem probleme dacă vă uitați la promenadă, că m-a întrebat cineva de promenadă. Promenada este clar că dacă crește apa așa, nu mai sunt lucrări care țin de noi să le controlăm noi, pentru că sunt lucrări care merg în paralel și totuși sunt complementare, cum e portul turistic și promenada, și atunci e clar că dacă crește apa și intră apă și inundă în zona portului, nu putem să lucrăm la promenadă decât pe o anumită parte. Iar timpul de a când vorbim de minus 8 grade, minus 10 grade, nu putem să lucrăm așa cu mare intensitate. Se punea problema ce am început și București, așa cum ați văzut, promisiunea constructorului, pentru că contractul semnat trebuie să termine undeva, cred că în 15-20 ianuarie,
Dar promisiunea lor este că le vom termina până la 31 decembrie, pentru că dacă este o iarnă mai grea, oricum nu au cum să lucreze și trebuie să închidem până la 31 decembrie 2023. Promisiunea este că de la sfârșitul lunii februarie, dacă se încălzește, o să vină cu forțe mult mai multe și o să începem să mișcăm lucrurile mult mai bine.